europeană este în așteptarea deblocării situației politice din Republica Moldova. Despre aceasta a declarat la Bruxelles Federica Mogherini, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, în cadrul discuțiilor cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu. Cei doi oficiali au luat parte la reuniunea Comisiei Afaceri Externe a Parlamentului European. Alte subiecte vizate au fost sistemul financiar bancar, dar și implementarea acordului de asociere. PDM poartă întreaga responsabilitate pentru criza politică, economică și socială în care este aruncată Republica Moldova și cetățenii săi. Declarația a fost făcută de președintele interimar al PLDM, Valeriu Streleț, în cadrul unui briefing. Acesta a mai precizat că în declarația adoptată marți de Biroul Politic Central al PLDM, liberal-democrații cer numirea unui premier neafiliat politic, iar instituțiile de drept și justiția să fie scoase din subordinea partinico-oligarhică. Streleț a mai adăugat că PLDM vrea să vadă dacă democrații vor înțelege gravitatea situației și dacă vor prezenta viziunea lor asupra celor expuse în declarație. Contactați de RTR Moldova, reprezentanții ai PDM nu au răspuns la telefon pentru comentarii. Anterior, liderul democrat Marian Lupo a declarat că nu mai percepe PLDM ca partid și nu îi va mai invita la negocieri. În România, niciun politician nu-și permite să sune la vreun procuror din Direcția Națională Anticorupție sau chiar la mine ca procuror șef pentru a spune ce ar trebui făcut într-o investigație și ce nu. Despre aceasta a declarat Laura Codruța Coveși, procurorul șef al DNA din România, într-un interviu realizat de reporterii publicației de la Chișinău, Ziarul de Gardă. Întrebată despre faptul când se apucă DNA de acei mulți politicieni din Republica Moldova cu afaceri în România, multe dintre ele probabil la limita sau chiar în afara legii, Coveși a răspuns, cităm, atunci când avem indicii că o persoană pe teritoriul României comite infracțiuni de corupție, anchetăm. N-avem niciun fel de rezerve în a ancheta. În investigațiile noastre avem și cetățeni moldoveni și italieni și turci. Vă asigur că nu avem niciun fel de reținere dacă acea persoană comite fapte de corupție pe teritoriul României, a punctat șefa DNA. Recursul avocaților liberal-democratului Vlad Filat va fi examinat astăzi de către Curtea de Apel Chișinău. Avocații contestă decizia magistraților de la judecătoria Buiucan din 11 noiembrie curent, prin care arestul lui Filat i-a fost prelungit cu încă 30 de zile. Avocații acestuia insistă ca Filat să fie cercetat în stare de libertate. Totodată marți, Curtea Constituțională a respins ca nefondată sesizarea unui grup de deputați PLDM care au cerut verificarea constituționalității hotărârii Parlamentului de ridicare a imunității deputatului. Reprezentanții ai producătorilor agricoli, dar și fostul ministru al agriculturii Vasile Bumacov au declarat la o emisiune TV că există scheme de corupție în cadrul Agenției pentru Investiții și Plăți în Agricultură. Mai exact, potrivit Alionei Mandati, un producător de fructe din raionul Florești, acesta ține de faptul că fermierii sunt puși în situația de a oferi mită pentru a beneficia de subvenții. Vasile Bumacov a menționat și el că aceste scheme de corupție ar fi apărute anul trecut. Totodată recent, Procuratura Generală a pornit 34 de cauze penale, obiectul cărora vizează, între altele, falsificarea și prezentarea la AIPA a documentelor privind implementarea investiției sau solicitarea subvenției pentru procurarea tehnicii noi, care de fapt a fost utilizată. Terorismul este o provocare globală și necesită un răspuns global, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific de la Manila, Filipine. Șeful guvernului rus a afirmat că țara sa poate învinge singură terorismul, însă cea mai bună opțiune ar fi ca Moscova și Occidentul să lase deoparte neînțelegere și să lupte împreună. Cele mai cunoscute agenții de presă internaționale notează despre noul guvern de la București că este o echipă tehnocrată care va continua lupta anticorupție și care va continua reformele. Astfel, Associated Press scrie că numirea lui Dacian Cioloș în funcția de premier constituie o critică directă la adresa politicienilor români, percepuți ca fiind corupți, aroganți și departe de oameni obișnuiți. Iar Bloomberg titrează că primul executiv tehnocrat al României a primit susținerea Parlamentului. Marți, guvernul condus de Dacian Cioloș a fost votat cu 389 de voturi pro și 115 contra. Demisiile președintelui francez François Hollande și a premierului Manuel Valls sunt cerute de către liderul principalei formațiuni de opoziție din Franța, Marine Le Pen. Șeful partidului de extremă dreapta Frontul Național consideră că cei doi nu au gestionat așa cum trebuie criza atacurilor jihadiste. Declarațiile vin în contextul în care directorul CIA a avertizat asupra unor noi atacuri în Europa.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru un euro a scăzut cu 16 bani și valorează 21,16 lei. Dolarul american a rămas la valoarea de 19,85 lei. Cu 3 bani mai puțin are leul românesc, care costă 4,77 lei. Hrivna ucraineană a cedat tot 3 bani și costă 0,82 lei, iar rubla rusească și-a păstrat prețul de 0,30 lei.